Omena Doșabana. Hermana Godere sau Domnul. În spatele steagului României. Omena Doșabana Bragomedu Fal. Un mare cutremur de pământ care va lovi țara. Unde v-ați crescut și ați crescut. Comina Doșabana Bragomedu Fal. Jarmana Bragomedu Fal. Dacă toate confesiunile din România vor intra în post și rugăciune, le voi arăta primejdea încercările grele care va atinge țara unde v-a născut și a spus, viu este Domnul. Așa vorbește Domnul, că în urma marelui cutremur, jarmana Bragomedu Fal, enima nu deje de mine. Poporul român se va hrăni cu cărbuni aprinși. Viu este Domnul. De aceea e vremea, e timpul ca să strigăm pentru țara unde v-ați născut. Comina Doșabana Bragomedu Fal, că nimic nu-i la voia întâmplării. Comina Doșabana Bragomedu Fal, iată și izvoarele vor fi turbure. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. În felul acesta, jarmana Bragomedu Fal, pentru că e timpul pe sfârșite, comina Doșabana Bragomedu Fal, voi cerceta România. Comina Doșabana Bragomedu Fal, ca rugăciunile părinților să miște inima copiilor. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt, ca inima copiilor să se întoarcă către părinți și inima părinților către copii. Aleluia. Se văd niște flăcări și niște bubuituri puternice. Ochii voștri vor vedea și inima voastră va simți jarmana Bragomedu Fal. De aceea America va fi încercată și o parte din America va trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora. Pentru că pământul unde omenirea calcă, comina Doșabana Bragomedu Fal, e îngheunată de multe păcate și multe nelegiuiri. De aceea pregătesc poporul meu ca să se apropie de mine și să mă cheme cu credință fără îndoială. De aceea voi face unificarea familiilor, părinți cu copii. Comenat-o șamana Bragomedu Fal, ce voi atinge inima copilor care vor face jarmana Bragomedu Fal legământ. Comenat-o șamana Bragomedu Fal, de aceea împărații pământului se vor zgudui, se vor mira când vă vedea că tot ce este scris se va duce la împlinire. Și tot ce vorbește nu omul și Duhul Sfânt se va vedea. Hristos e astie Domnul! Și Iisus